Eu mă numesc și sunt de fapt agent de poliție Zăgneanu Valentina, încadrată de la data de 28 octombrie 2022 în cadrul IPJ Neamț, secția numărul 3, poliția Răsăbăoani. Activez pe funcția de ajutor șef de post în cadrul postului de poliție Săbăoani și tind să și sper să am o carieră frumoasă în poliție, deoarece este o muncă foarte frumoasă și îndrăgită mie. În legătură cu... Dacă aveți întrebări, de fapt. Despre incidentul din data de 20.04.2024, cum a prezentat și domnul comisar șef Coman Gabriel, în data de 20.04.2024, în jurul orei 22.10, după finalizarea serviciului de patrulare schimbul 2, eu, cât și colegul meu, agent principal Turbule Adrian, am ajuns cu autospeciala din dotarea poliției în fața postului de poliție din comuna Tămășeni. Iar în timp ce mutam din autospecială, trusă, mapă, ce documente am avut pe timpul intervenției la evenimente, am auzit niște zgomote venind din imobilul de vis-a-vis de post. Am observat pe stradă un număr de 4 persoane, am întrebat ce se întâmplă, ocazie cu care au comunicat și că ceva se întâmplă în curtea imobilului de vis-a-vis de postul de poliție Tămășeni. În continuare, am observat și noi că este o agitație, persoanele vorbeau pe un ton destul de ridicat, erau agitate, am încercat să intrăm, să vedem ce se întâmplă în curte, ocazie cu care am constatat faptul că are loc un incendiu cu degajare de fum în partea din spate a locuinței. În continuare, am procedat la îndepărtarea persoanelor prezente la fața locului, respectiv proprietari, cât și o persoană din vecini. După cum mijloacele pe care le-am găsit, respectiv un furtun de grădină, niște găleți cu apă, am încercat să lichidăm incendiul, dar nu totalitate, cum s-a și comunicat parțial, deoarece nu aveam dotarea necesară. În prezența noastră nu au fost victime. Am încercat să calmăm atât persoanele care erau proprietare a locuinței, deoarece se panicaseră puțin de spaima creată, dar totul a fost în regulă. După aproximativ câteva minute, nu știu să vă spun exact cât, au ajuns și două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Roman, care au lichidat incendiul. A fost un incident de acest gen la care ați participat în afara timpului de lucru? Nu. Eu personal am mai avut incendii la care am participat, de la locuințe, dar nu în afara timpului serviciului și sau așa mai departe. Ce apeluri sesizate prin 112, sesizări directe și așa mai departe. Aici se impune poliții 24 din 24? Mă scuzați, n-am înțeles. Dacă aici se impune? Propoziția poliției din 24, ore 24 din 24, nu? Pot spune că și da, dar datoria noastră este să ajutăm cetățenii să intervenim atunci când putem. De exemplu, și în timpul liber, dacă constatăm că se săvârșește o infracțiune sau o contravenție și noi putem ajuta persoana respectivă, eu cred că ar fi cazul să intervenim. Și vă cred, domnul inspector, comand despre suportul familial. Da. Aveți familie? Da, am părinți. Nu, că era important... Da, este... Pentru că este rar adus în prim plan. Suportul familial pentru polițist. Evident, este unul destul de important, deoarece, cum s-a comunicat, plecăm de la locuința de domiciliu, unde stăm cu persoanele dragi, mergem la locul de muncă, ne desfășurăm activitatea în limita atributelor de serviciu și cum ar trebui să o desfășurăm. Iar să spunem, de exemplu, că ai o zi poate mai încărcată, mai grea, este foarte important când ajungi acasă să știi că lași totul deoparte, ce s-a întâmplat la muncă, acolo s-a încheiat și suportul familial este unul destul de important pentru starea noastră emoțională, să zic. Dacă îmi permiteți, ar fi ideal ce spune domnișoara polițist, să poți lăsa când ajunge acasă totul. E asta normal lași. Că da. N-ai cum să lași și acasă tot polițist ești și te frământă
Da, că mai trebuia să faci un lucru mai... Cazurile pe care le-ai de soluționat. Corect. Bună ziua, sunt agent principal de poliție Tulburi Adrian Marius. Sunt încadrat din sursă externă din anul 2016 și activez ca ajutor șef de post la postul de poliție Tămășeni din cadrul secției de poliție numărul 3 Săbăoani. Apropo de întrebarea colegii dumneavoastră de la presă, într-adevăr, suportul familial este foarte important. Eu am familie, de foarte multe ori chiar se mai supără soția că plec la ora 2, la ora 3 de acasă, sau mai sunt zile când avem ceva programat împreună și se întâmplă ceva la serviciu, nu mai pot ajunge. Ați avut odată senzația sau gândul că în urma unei activități v-ați gândit prima dată că poate nu ajunge seara acasă? Să știți că se întâmplă de foarte multe ori să nu ajungem seara acasă, avem foarte multe activități de desfășurat, dar să știți că sunt frumoase. Când ajungem acasă, chiar dacă ajungem a doua zi dimineață, ajungem cu ceva, știm că am făcut ceva ce trebuia. Și